spune astăzi Domnul, trebuie să binevestesc și altor orașe împărăția lui Dumnezeu, pentru că pentru aceasta am fost trimis. Iisus a fost trimis de către Tatăl să îi reintegreze pe cât mai mulți oameni, pe toți dacă se poate, știm că nu se poate, dar pe cât mai mulți, în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, lărgită. Da? În Sfânta Trăime și apoi Dumnezeu invită în fericirea lui veșnică pe toți aceia care își deschid inimile înspre El. Oamenii sunt înrobiți de păcate, de diavol și nu pot să se întoarcă înapoi la casa Tatălui. Și atunci Hristos a venit ca să ne caute pe unde ne-am pierdut, pe fiecare care pe unde. Odată ce l-am găsit pe Dumnezeu, sigur că tentația e să nu-L mai lași să plece, să-L ții pentru tine, să-L privatizezi. Nu? Cum este astăzi cu My Personal Jesus, fiecare cu Iisusul lui propriu și personal. Nu, Iisus a fost trimis de Tatăl să aducă această veste bună, această putere de a redeveni copilul lui Dumnezeu, prin credință, prin har, prin fapte bune, nu? Să o aducă la cât mai multă lume. Sigur, El nu a putut la toată lumea, că El a trăit într-o bucată foarte scurtă de timp, activitatea Lui publică a fost 3 ani, n-a avut WhatsApp și Facebook să trimite la toată lumea. Noi suntem mai rău ca îngerii, noi dacă vrem să știe toată lumea ce am făcut, știe toată lumea ce am făcut. Dar vremea aceea nu era așa. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că, vedeți, Iisus își continuă lucrarea începută prin comunitatea ucenicilor, prin frații și surorile Lui, prin apostoli, da? Prin comunitatea creștină, în istoria Bisericii, până astăzi. Astăzi noi suntem frații și surorile Lui. Și își dorește numai atât. Ca odată ce a început o lucrare în noi de mântuire, odată ce noi ne-am putut bucura de El, să ne maturizăm, să lăsăm să plece. Adică să începem să spunem și altora, să se bucure cât mai mulți de fericirea lui Dumnezeu, de a se uita în ochii tăi. Nu? Când stai la biserică, dar cât să afară? Nici duminica nu vin, dar mulți nu vin nici de Paști. Or fi oare fericiți? Păi, frumoasă lumea asta când nu e soare afară. Nu, uitați-vă acum în parc. Mi-e bine să mă duc. Uitați ce lumină e, zici că e rai. Bun, și când nu e soare? Nu e rai. Dar e foarte trist. Fără soare. Atunci cum poate viața omului fără Dumnezeu să fie colorată? Altfel decât artificial. E foarte colorată lumea de astăzi, toată e numai în roz și în curcubeu. Pentru că omul nu poate fără bucurie, fără fericire, de falsă fericire. Și noi suntem astăzi chemați de Hristos să avem curajul de a evangheliza. Dacă vreți, este o continuare a Evangheliei de ieri, veți fi pescar de oameni, nu? Astăzi am citit și începutul Epistolei către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel. Pavel e în lanțuri, e în închisoare. Ați fost vreodată în lanțuri? N-ați fost. Da, cătușe v-au pus, dar ați stat o săptămână. Eu n-am stat, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat. Dar și să te gândești că ai putea să ajungi, deja te îngrozești. Da, Pavel e gata în lanțuri, e la închisoare. Și scrie o scrisoare foarte scurtă, citiți-o, că o puteți citi într-o seară, în care numai numărați să vedeți de câte ori scrie bucurie. Bucurie, 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 fericire, bucurie. El zice că e rai, nu e în închisoare. Și el, când ar zice lumea că e mai rău, el atunci poate să încurajeze pe cei din libertate cu cea mai mare putere de convingere. Și scrie această scrisoare frumoasă, începând cu un adevăr, cu un argument pe care o să vi-l citez, ca să vă încurajez, să-L las pe Spiritul Sfânt să vă încurajeze.
în această misiune pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, să aducem cuvântul vieții, cuvântul fericirii lui Dumnezeu la toți cei pe care îi întâlnim. Zice Pavel, Filipeni 1:6. Sunt încrezător, sau sunt convins, am spune noi astăzi, cu privire la acest aspect, că Dumnezeu, cel ce a început în voi acest lucru bun, faptul că au devenit creștini, da? Și au început să crească în sfințenie, îl va duce până la capăt și îl va completa până în ziua întoarcerii lui Iisus Hristos. Vedeți, ce vrea să spună aici Sfântul Pavel? Un lucru foarte important și pentru comunitate și pentru fiecare dintre noi în parte. Pavel vede comunitatea creștină ca pe o lucrare dumnezeiască în curs de desfășurare, care a început în prima zi în care au ajuns să creadă în Evanghelie și care se va desăvârși, se va încheia în ziua întoarcerii lui Hristos înapoi. Această afirmație foarte încurajatoare spune că creșterea filipenilor în sfințenie și maturitate creștină nu este în principal lucrarea lor, nu ține de ei, cât sunt de, nu știu, inteligenți, perseverenți, da? Nu e lucrarea lor în principal, adică le ia o piată de pe inimă. Dacă spune Dumnezeu, auzi, du-te până în Alaska, știi? Și banii costă mult avionul. Așa aici, trebuie să devii sfânt. Da, bine, mulțumesc. Abia mă țin pe picioare, cum să fiu sfânt? Dar vedeți, Pavel le spune, nu este lucrarea voastră. Responsabilitatea nu cade în principal în grija voastră. E lucrarea lui Dumnezeu. Și eu sunt convins că Dumnezeu va continua să lucreze până va aduce această comunitate la desăvârșire. Dumnezeu însuși va avea grijă ca această lucrare să fie finalizată. Deci, să reținem lucrul acesta, e foarte important. Există o creștere a comunității, o creștere a bisericii, calitativă, adică în har, în credință, în dragoste de Dumnezeu, și cantitativă, adică în număr. Așa spune la Faptele Apostolilor, că Dumnezeu adăuga la numărul celor ce se mântuiau. Până când, crescând, la început e mică, ca și un făt, ca și un copil, sunt puțini oameni, dar voi crește, până când devine stabilă, bine înrădăcinată, bine fundamentată, încât să poată să aducă la timpul potrivit roadele căutate de Tatăl, închinarea în spirit și adevăr, o viață religioasă autentică, adică o viață care să spună ce spune. Ce spune o viață religioasă? Eu sunt copilul lui Dumnezeu și am o relație directă cu Tatăl meu. El se îngrijește de mine, eu nu mă stresez. Dacă ne stresăm prea tare, dăm exact mesajul pe dos. Ori și tata e supărat și tata nu mai știe, tatăl ce, nu mai știe ce să facă. Deja a intrat în panică Dumnezeu. Ori noi nu avem contact cu el. Da? Deci e foarte important lucrul acesta. Să transmitem mesajul pentru care am fost trimiși, să bine vestim, nu să panicăm lumea, că a scăpat Dumnezeu lumea de sub control. Așa, oricum, pare că așa, nu? La haosul lumii de astăzi, așa pare. Asta e lucrarea demonică, nu este de la Dumnezeu. O biserică este lucrare în creștere și așa trebuie să vedem și noi comunitatea noastră. Fiecare comunitate crește și deci are un nivel de sănătate spirituală, un stadiu de creștere pornit, originat, susținut de Dumnezeu, la a cărui acțiune a lui Dumnezeu fiecare este chemat să contribuie. Cu muncă, cu rugăciune în primul rând, vedeți că este lucrarea Lui. Nu
Una dintre cele mai mari greșeli care se pot face în viața religioasă este să nu ții cont că e lucrarea Lui și te baci tu peste El. Știi tu ce să faci. Asta o rezolv eu. Nu, trebuia doar să te rogi. Îți spunea Dumnezeu ce să faci peste 3 zile. A, păi am făcut deja. Dumnezeu vrea să, nu știu, cineva să se ducă la mănăstire. Păi m-am însurat. Bine. Ok. S-a grăbit. Poate fi și invers. Stați că știți că e și invers, numai că nu spun cazul invers, pentru că astăzi e pe cale de dispariție. Nu prea mai vrea nimeni la mănăstire. Dar nu numai comunitatea, ci și fiecare creștin, în parte, individual, este tot o lucrare divină în curs de desfășurare. Creștinul este chemat și el să crească necontenit în experimentarea tot mai deplină a iubirii și cunoașterii lui Dumnezeu. Zice Pavel, 3 versete mai încolo, versetul 9. Eu mă rog și cer lui Dumnezeu aceasta, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult, să crească tot mai mult într-o cunoaștere de Dumnezeu și într-o toată priceperea. Am zis și noi înțelepciune, da? Sfântul Pavel susține că această creștere individuală trebuie să continue la nesfârșit. Nu poți să spui, gata, acum eu am terminat. Eu mă puteți spune acolo în calendar sau măcar pe perete, sunt sfântul nu știu care. Nu, pentru că iubirea este o relație între două persoane, că este în fiecare zi nouă, e tot timpul altfel. Să sperăm că cu o calitate superioară și nu inferioară. Și atunci există o creștere necontenită, infinită în iubire. Niciodată nu vom ajunge noi să iubim pe Dumnezeu exact atât cât ne iubește El pe noi. Sfântul Pavel va ilustra această creștere progresivă a individului în iubirea de Dumnezeu din propria lui experiență. El însuși nu se consideră că a ajuns la capătul creșterii. Va spune în aceeași epistolă către Filipeni, la capitolul 3, versetul 12, eu nu zic că am ajuns deja desăvârșit, ci urmăresc să ating desăvârșirea, să o cuceresc. Iată ce fac de fapt. Uitând cele ce sunt în urma mea, viața păcătoasă, eșecurile, da? Suferințele din spate, și tinzând către cele dinainte, adică spre ceea ce Dumnezeu mi-a așternut deja să fac, alerg înspre țintă, înspre a primi răsplata chemării celei de sus a lui Dumnezeu. Așa vă încurajez să gândiți și voi, ca din punctul în care am ajuns să urmărim același dreptar și să gândim cu toții la fel. Făceți-vă și voi următorii mei și uitați-vă la bine la cei care umblă astfel precum ne aveți pildă pe noi. Căci mulți despre cei despre care v-am vorbit au ajuns să se poarte ca dușmani ai crucii lui Hristos. Noi însă ținem cu putere cuvântul vieții, ca să nu ne fie ostenit în zadar. Adică Pavel știe că nu-i desăvârșit, nici ceilalți, evident că nu sunt, dar nu trebuie pentru aceasta să intrăm în întristare și în depresie. E lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să mergem înainte, cum ne arată și cum ne deschide Dumnezeu calea. Și el se dă exemplu. Faceți ce fac eu. Nu știți ce trebuie să faceți. Faceți ce fac eu. Este destul. Urmați-mă pe mine. Nu mai mă aveți pe mine, urmați pe cei care trăiesc cum am trăit eu. Am zice noi astăzi sfinții, nu? Astăzi, dacă vă uitați în calendar, celebrăm conceperea, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, nu? Cum vedeau sfinții lumea? Nu, dacă l-am duce aici, în bancă,
sunt Ioan Botezătorul, cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu. Și au zis Iisus să stea în bancă. Bun. Ce părere ai, Sfinte Ioane, despre această lume, nu a ta, de acum 2000 de ani, despre asta noastră haotică? Ce credeți că ar zice? Că el a fost omorât pentru a doua pentru o căsătorie iregulară. Nu-i voi să te căsătorești cu nevasta fratelui tău. Capul tăiat. Astăzi nu-i voie să spui că nu-i voie să mor copii. Nu, astăzi e ziua pentru apărarea vieții. Cum să spui așa ceva? Mă scandalizez. Ce credeți că ar spune Ioan Botezător? Nu știu. Lăsați-vă imaginația să-și facă treaba, că pe subiectul ăsta, dacă vă rugați un pic înainte, să nu vă fie frică de ceea ce vă va insufla Spiritul Sfânt. Hristos a venit să binevestească împărăția lui Dumnezeu, invazia vieții divine, a bucuriei lui Dumnezeu în lumea tristă a oamenilor. Suntem chemați să ținem sus cuvântul vieții, cuvântul adevărului, într-o lume realmente sinucigașă. De ce spun sinucigașă? Astăzi în calendar mai este și Padre Pio, nu? Nu-l avem pe Ioan Botezătorul, departe. Bine, Padre Pio a trăit într-o perioadă în care deja exista legea avortului. La Ioan Botezătorul cred că își cumpăra tank. Dacă făceau autoritățile din Israel lege pentru avort, își făcea tank. Ori noi, ori voi. Da? Padre Pio s-a născut și a crescut și a trăit într-o perioadă în care exista deja, se discuta și apoi și a existat legea avortului. Aș citi vreodată ce a zis Padre Pio, cel care purta stigmatele lui Hristos. Adică ce vreau să spun? Zice Pavel, dacă nu ne aveți pe noi, urmați-i pe aceia care umblă cum am umblat noi. Na, iată-o, el, Sfântul Padre Pio, un om din timpurile noastre. A rămas faimoasă replica Sfântului Padre Pio când a fost interpelat de unul dintre ucenicii lui, cum de și-a permis să nu deslege la spovadă o femeie care mărturisise un avort. O fi plecat strigând femeia sau plângând sau nu știu, a fost mare tulburare în biserică. Și s-a dus la, părinte, ce ați făcut? Nu i-ați dat dezlegare? Nu. Dar cum? Și vă citesc ce au răspuns, da? Zice Padre Pio către ucenicul lui. Ziua în care oamenii, aceștia șocați de boom-ul economic și mai ales de pagubile fizice sau de sacrificiile economice ce vor veni peste ei, ziua aceea în care vor pierde oroarea față de avort, va fi o zi îngrozitoare pentru umanitate. O trecut ziua, da? Noi suntem în ea, sau după ea. Pentru că, explică Sfântul, tocmai aceasta era ziua în care ar fi trebuit să-și arate oamenii groaza față de avort. Închei citatul. Apoi, după ce l-a prins pe ucenic de mâna dreaptă și cu mâna stângă a pus-o pe piept la inima lui, ca și cum ar fi vrut să-i controleze emoțiile ucenicului, da? I-a spus cu o voce plină de bărbăție și de siguranță: avortul, dragul meu, nu este doar o crimă, ci este o sinucidere în același timp. Când îi vedem pe cei care sunt în pragul să comită ambele crime dintr-o singură lovitură, oare am vrea să avem curajul să ne arătăm credința sau nu? Vrem să ajutăm aceste suflete? Da sau nu? Ucenicul, vă puteți imagina ce șoc a avut, da? Și a întrebat, dar de ce ați spus sinucidere? Și Sfântul Padre Pio i-a răspuns, a înțelege de ce am spus că este o sinucidere a întregului neam omenesc,
Dacă ai încerca să-ți imaginezi cu ochii rațiunii, în ghilimele, eu am zis pământ trist, da? El zice opusul, dar sarcastic, că în ghilimele, frumusețea și bucuria pământului populat doar de bătrâni și depopulat de copii. Și nu numai atât, dar ars ca un pustiu, ca un deșert. Dacă ai cugeta la acest viitor, atunci ai înțelege dubla gravitate a avortului. Prin avort, viața părinților este întotdeauna mutilată. Sincer mie, apropo de tancul lui Ion Bătăzătorul, sincer mie, îmi vine să arunc cenușa fetușilor distruși în ochii părinților ucigași. Căci dacă i-aș lăsa așa, să creadă că au făcut bine, m-aș simți implicat în aceleași crime. Dar nu se încheie așa. Padre Pio este un sfânt. El știe că un alt viitor cu Dumnezeu este posibil. Același Padre Pio, cu altă ocazie, spunea în anii 60, ar fi de ajuns o singură zi fără niciun avort și Dumnezeu, în schimb, ar dărui pace acestei lumi până la sfârșitul istoriei. O singură zi. Pentru asta suntem noi aici, ca să-i cerem lui Dumnezeu, cu toată încrederea, acest viitor. Lăudați să fie Iisus!